domnilor, după cum v-am anunțat, Dana Budea nu este alături de mine în studioul România TV. Încă o dată îți mulțumesc, Dana, că ai venit. Da. Facem o confruntare spectacol în seara asta și, evident, nu putem rata scandalul de la România au talent sau mai ales scandalul de după România au talent, ca să fiu mai exact. Dana Budea nu-i demascarat această seară pe atacatorii mei, ce aveai copilului minune. Și comentăm împreună ridicolul propagandei care vrea să nimicească valorile țării. O țară în care copilul talentat este atacat, iar reziștii vor și încearcă să ne impună circul pene pe fund și ruși pe mustață. Facem și-o în seara asta cu fătălei și starletele pe depresie, cum îi numește Dana, și nu în ultimul rând încercăm să abordăm o temă extrem, extrem de sensibilă, greva cadrelor didactice anunțată pentru săptămâna viitoare. Dana are un mesaj extrem de dur pentru profesori. Marș la clase, profesori adevărați, nu sunteți voi, nu sunteți toți eminenți. Unde erați când în pandemie au închis școlile și de ce n-ați protestat atunci? Acestea fiind spuse, intrăm brusc în subiect Breaking News. Istorici ce nu cunosc istoria, literați și jurnaliști ce nu știu a scrie, actori ce nu știu a juca, miniștri ce nu știu a guverna, financieri ce nu știu a calcula. Și de aceea, atâta hârtie mâzgălită fără niciun folos. De aceea, atâtea țipete bestiale care umplu atmosfera teatrului. De aceea, atâtea schimbări de ministeriu. De aceea, atâtea falimente. Hai să arrive vehement în apărarea copilului ăsta și a părinților lui. De ce? Pentru că este un copil minunat, cum sunt foarte mulți copii din România, nu minunați, excepționali. Nu prea vorbim despre ei. Uite, avem ocazia să o facem. Da. Mă bucur că ai pus acest moment care nu este de la România au talent. Nu. De ce? Pentru că întrebarea mea față de acești neterminați este: de ce n-ați sărit când a fost Rareș la Ianțu? Când a fost la Fuego, când a fost... De ce n-ați sărit? N-a ratat aproape nicio televiziune generalistă copilul. Dar de ce n-ați sărit când a fost la TVR? Și a recitat patriotic. Ce am uitat când a fost la TVR? A, la TVR nu se uită nimeni. Da, poate fi și asta. Nu, deci pur și simplu, de ce nu ați sărit când a fost în alte emisiuni? Că până la România au talent. Acest copil a demonstrat cât de minunat este, în ce domeniu este minunat, în emisiuni. De ce n-au sărit până acum? Bun, întrebarea e de ce au sărit acum. Pentru că audiența la această emisiune, în special la finală, este imensă, iar acest copil a ieșit cu un mesaj strict sau, mă rog, nu știu cum să-l definesc. Politic, dacă mă întreb pe mine. Nu politic, a fost un mesaj ortodox. Și ortodox. Extrem de. Că noi suntem ortodoxi. Și atunci, această audiență și cu acest mesaj transmis, în contextul în care una dintre temele de bătaie ale progresiștilor din România este ortodoxia. De aceea, astea sunt premisele. Și am vorbit chiar aici, da? Deci una dintre problemele lor este credința acestui popor. Mesajul lui a fost foarte puternic, dar ei sunt extrem de limitați intelectual și au crezut că, ce să spun, ne răsculăm acum într-o credință. Noi suntem răsculați într-o credință. Peste 90% dintre români sunt credincioși real. Copilul acesta provine dintr-o familie credincioasă, pentru el aceasta este normalitatea. O familie care i s-a reproșat inadecvarea copilului. În ce sens? În loc să se joace cu mașinuțe, o arde pe Eminescu. Dar cine a spus că nu se joacă? Vă spun eu, că eu știu. Îl știi pe copil? Eu știu ce face acest copil. Se joacă și cu mașinuțele. Ce credeți? Se joacă și cu mașinuțele și cu absolut orice jucărie normală la vârsta lui.
copilul nu este un copil, nu știu, că nu știu care sunt adjectivele, genial sau... Nu, supradotat. Supradotat. Este un copil foarte iubit, foarte încurajat, atenție, pentru că el, nimeni, nu știu câtă lume s-a uitat foarte atent la el, în special la filmările de după finală, care sunt acele filmări semi-la liber, așa, din studio, de pe scenă, etc. Copilul este extrem de echilibrat, foarte fericit, foarte relaxat, foarte asumat. Copilul nu are absolut niciun fel de manifestare, de nu știu ce, îngrădirea libertății copilului și nu știu... Nu. Și mi se pare mie că a contrariat Dana în toată povestea asta, dincolo de memoria lui de elefant, care, clar, e o calitate, hai să spunem, supranaturală, da? Că nu toți ne naștem cu acea Fetițele memorie. Fetițele mele, la vârsta de 6 ani jumătate, au scris o carte. Fiecare. Eu am aflat după ce au scris-o. Și în cadrul școlii la care ele au mers, 12 ani, am făcut și o lansare de carte de ziua lor. Ce înseamnă asta? Te-ai persecutat fetele, le-ai băgat cu forța în cap. Adică dacă fetițele mele scriau la 5 ani, înseamnă că ce? Păi ce pot să scrie într-o zi? Ele nici măcar nu au fost la grădiniță, atenție. Ca să ne înțelegem cât de persecutate au fost. Da? Stai un pic. Deci, despre ce vorbim? Acest copil... Fetele ale tale, da, până la urmă și-au extras, ce și-au extras, dincolo de calitățile lor native, să spunem, din familie, da? Că nu le-ai ținut pe stradă până la 5 ani când s-au apucat să citească. Din familie și din faptul că eu de fiecare dată le-am încurajat și vreau să fac o paranteză și nu vreau să facem soap opera aici. Deci, acum, nu știu, 2 ani, un an, nu mai știu, acum, de curând, fetițele mi-au spus, ele sunt mari, sunt majore acum. Mamă, mulțumesc, la fel. Țin minte, mama, că tu când eu aveam 4 ani, 5 ani, ele făceau concerte de pian în fiecare an. Ce zic? Persecutat. Tu mă aplaudai și îmi spuneai bravo, bravo. Mă mințeai, mama. Eu cântam ca naiba, că eu m-am uitat pe înregistrări. Și eu nu cântam cum cânt acum, da? De ce mă lăudai? M-au întrebat. Nu cântai ca naiba, cântai excepțional pentru un copil de 4 ani. Cântați amândouă, na, erați la 4 minute. Așa este și acest copil. Bun, dar mai e un lucru, Dana, că m-am uitat. Nu le compar, eu, Doamne ferește, toată, acesta este un copil... Toată lumea judecă povestea asta într-o cheie extrem de politică. Dacă mă întreb pe mine, lucrul care a contrariat cel mai tare este că acest copil a câștigat cu mesajul lui patriotic, ortodox, chiar naționalist, o competiție organizată, da, de un post privat pe bani privați, dar în mama progresismului din România de televiziune. Hai să ne înțelegem foarte bine, că tu ai fost colaboratoarea postului ăla de televiziune, da? Acolo e garnizonă direct. Deci, atenție. Păi, acolo este garnizonă rezist. Da. Deci, și atenție, întrebarea e... În garnizoana rezist, da, atenție, și nu vreau, deci nu o spun nici în răspăr, acest copil a concurat în finală cu niște dansatori ucrainieni. Da. Extrem de talentați. Atenție, deci nu, să nu cădem în... Păi nu. Și să nu facem o paranteză acum așa rapidă, cum ați dat afară dansatorii ruși. Până la finală. Mă rog. Și cred că a fost în ediția asta, în care, după, când a început războiul. Mă rog. Așa. Copilul a fost votat. Da. Pur și simplu, copilul a fost votat de români. Firesc, nu este absolut nimic. Dacă garnizoana progresistă, da, vrea să schimbe rezultatele votului, le schimba. Aia e întrebarea. De ce garnizoana progresistă a permis, a permis, da, câștigător să iasă unul cu un mesaj naționalist, ortodox, repet, și profund patriotic? Păi, e o schimbare, e o întoarcere a armelor de partea poporului în garnizoana progresistă? Ca să firesc, nu știți, pe noi nu l-ați văzut pe sandală și pe bulă bulai la biserică? Pozați și postați? Cum? Bulă Bulai? Așa? N-a spus el că Iisus este Da, el oricum e cu Doamne, Doamne, dar
mai altfel așa. Și am mers cu sandală acum vreo 2-3 luni, nu mai știu, în iarnă, da. Era zăpadă pe afară, da. La mănăstiri, nu mai știți, și s-a postat în toate felurile. S-a dat ordinul pe garnizonă că trebuie să fim acum cu biserica. Acum trebuie să fim cu biserica, și a câștigat și noroc cu acest ordin că a câștigat și ăsta mic. Nu, copilul a fost votat, acum glumim. Copilul a fost votat de toți românii. Mă rog, de toți românii care s-au uitat, sau de majoritatea românilor care s-au uitat. Care au votat și cu asta basta. Iar copilul merită, iar copilul este un copil extrem de normal. Este un copil normal, dar minunat. Este un copil dotat cu o memorie fantastică. Atenție, eu nu știu că, și nici nu e treaba mea să spun, doar părinții lui pot vorbi despre el, pentru că s-ar putea ca această memorie să aibă și cu cifrele. Da, e extrem de posibil. Sau s-ar putea să eu fie... nu, eu doar am citit foarte mult despre copiii indigo. Vă rog să citiți despre copiii indigo. În general, când aveți copii, vă rog să citiți lucruri interesante despre copii. Aveți și, pe, mă rog, eu public undeva și am un mic serial și despre copii indigo, pentru că s-ar putea să aveți unul acasă. Această generație este o generație extrem de dotată, extrem de dotată, dar cu părinți ignoranți. Este o generație foarte dotată. Generația aceasta născută în ultimii 10 ani. Foarte dotată. Copii dotați. Dar... Na, copii dotați, dar lăsați-i în fața calculatorului. Acesta nu este un copil care stă în fața calculatorului și este dotat. Este un copil dotat de un copil fericit. Nu există să reciți Eminescu. Nu există să reciți astfel, fiind obligat. Nu există, știu. Noi cum? Și am văzut copii dotați în toate felurile de-a lungul vieții. Este o mizerie. Ce se întâmplă cu... Haideți să vă explic ce se întâmplă pe online acum cu progresiști, ca să înțelegeți un pic. În legătură cu aceste porniri. Hop, ați văzut la un semnal, pornesc 20 de neterminați. Ce se întâmplă, de fapt? Ăștia erau organizați, adică erau, să zicem, nu știu, 200, 300, cam atâta erau. Pe online, pe site-uri, la, în media asta... Pe hashtag, petiții și pe proteste. Etc. Erau vreo 300. Din ăștia 300, n-au mai rămas decât câteva zeci. Ăilalți însă, ei n-au ce să facă, că ei nu pot să fie de mâine hauriști. Direct. O să fie pe parcurs, da. Nu direct, da? De mâine ei nu pot să fie, nu știu, naționalist, ori... N-au cum, da? Și atunci ei au rămas cumva într-o inerție de asta, doar că pe ei nu-i mai informează nimeni. Adică lor nu le mai spune, bă, noi acum o să dească să fim cu biserica, ați înțeles că am scăzut în sondaj și așa. Lor nu le mai spune la ăia 200 și ăștia 200 sunt ăștia pe care îi citiți voi. Că bănână, ei nu știu în ce direcție. Ăilalți, dacă i-ați văzut ăia 10, 20, 30, brusc își fac poză pe la biserică, au înțeles. Da? De vorbă bună. Mănâncă românești. Cum? Au înțeles de vorbă bună. Nu, ăia sunt încă pe ăștia. Da. Păi și asta nu e o vorbă bună? Vrei să spun ceva? E cea mai bună vorbă. Statul e cea mai bună vorbă. Și de obicei cash-ul e cea mai bună vorbă, da? Na. Auzi, acum dacă suntem tot ai adus în discuție fetele tale, îmi permiți o mică indiscreție. Puțină lume știe, eu știu. Nu se de unde au căpătat fetele tale microbul fotbalului? Băi, nene. Te rog eu frumos, de mi se pare absolut fabuloasă poveste. Eu nu vorbesc despre copii deloc, despre copiii mei. Dar ai vorbit acum, dacă ai zis cu pianul, zici și cu balonul rotund. Am făcut o paralelă ca să înțelegeți că e un copil normal. Băne, nu știu. Pur și simplu... Adică tu ești vreo... Da, eu sunt microbistă în ce sens? În sensul în care... Mă uit la meciurile principale, mă uit la că e un meci mare. De adică ce? Nu stă pentru că televizorul pe canale de sport frate non-stop, și nu? Tată, vă dați seama, la noi în casă, da, și erau vremurile acelea în care te uitai, nu există. Da. Gândiți-vă că mi-amintesc inclusiv când a câștigat Steaua Cupa Gămilor, adică vă dați seama ce a fost acolo, de mi-am amintit, eram mică. Mă rog, da, ca orice român, cred eu, nu știu, așa am crescut, da, sunt, dar nu sunt, nu mă uit la toate meciurile să vă nu seara. Și... când aveau vreo 7 ani, așa, am început să intre în jocul băieților de la școală, că băieții se jucau asta, și pe la 8 ani s-a întețit situația. Dar nu, eu nu am ce să povestesc. Copiii, deci fetițele mele, care sunt fetițe, au părut până aici, așa, nu sunt microbiste, sunt cunoscătoare. La modul, cred că pot să le aduc în orice redacție sportivă, la propriu.
Deci știu toate campionatele, toți antrenorii, toți jucătorii, mai bine jucătorii, tot ce s-a întâmplat vreodată în ultimii 20 de ani în fotbal, tot la noi, dacă e meci, e nenorociri. Deci nu există. Se uită fiecare separat, pe un etaj, urlă galeria. Nu vă uitați la același televizor? Ca să zic așa. Nu, nici ele, care sunt cu aceeași echipă, pentru că tu trebuie să fii alături de jucător și etc. Tot am tot pachetul, se îmbracă din cap până picioare. Tot, avem tot. Am fost pe toate stadioanele, peste tot, aici, afară, ne-am întâlnit cu toți jucătorii. Nu. Suntem în această situație care este o situație... Fanii din regie întreabă cu ce echipă ții tu. Eu? Da. Cu Steaua. Cu Steaua și fetele? Da. Am voie? Steaua lui Gigi sau Steaua lui Negigi? Nu, a lui Dâncu, a lui Gigi. A lui Gigi, da? Da, normal. Așa. Cu Steaua țin de când eram mică, nu știu. Da, cu Steaua. Bine, eu acum nu vreau să mă declanșez pe fotbal, pentru că deci, părerea mea despre fotbalul de astăzi și despre ăștia mici care stau numai pe la barbershop și pe la tatuaje, asta e. Zine și fetele cu cine țin. Cu PSG. Atenție, cu PSG foarte... Da, eu nu știu despre ce vorbim acum. Deci, cu PSG de înaintea epocii astea de aur, așa zisă, cu Messi, Neymar și cu ăștia sau de înainte? Păi, suntem cu Messi, dar Messi e la PSG acum. Da. Nu avem ce să facem, trebuie să mergem pe el. O fetiță e cu Messi, o fetiță este cu Mbappé. Și... acum, mă rog, trebuie să ne uităm și la meciurile cu Barcelona și la meciurile cu PSG, că nu am trădat nici Barcelona, eu vorbesc și eu, că și eu sunt, particip activ la tot ce se întâmplă, că dacă pierde vreun meci PSG-ul sau Franța sau etc., murim. Adică e nenorocire. Cu școala cum stau fetele? Excepțional. Intră în pauză de săptămâna viitoare pe grevă? Nu intră în pauză de săptămâna viitoare, pentru că ele au terminat. Mă rog, acum aș dau ultimele examene, au terminat liceul. Nu intră în pauză și aș vrea să nu intre niciun copil în pauză, pentru că au fost în pauză 2 ani de zile. Au fost pur și simplu, nu în pauză. Copiii nu au făcut școală, dragi profesori. Pentru mine, profesorii care merită orice fel de măsură din partea PSD-ului, pentru că nu știu dacă știți, de-a lungul ultimilor 30 de ani, cineva mări salariul, că de-aia face și criza pe care o faceți acum, pentru că asta este o directivă direct de la Cotroceni, să faceți haosul ăsta înainte de rotativă, pe sindicate și cai verzi pe pereți. Asta este părerea mea, nu mă interesează că nu e a nimănui și oricum ăsta e adevărul. Asta este pornit acum 3 zile, mă rog, coaptă puțin și pornit acum 3 zile, pentru că se face rotativa și pentru că vreți să vă dea bani PSD-ul. Tot PSD-ul o să vă dea. Eu nu sunt de acord să vă dea cât cereți voi, nu meritați. Sunteți o mână care meritați, astăzi în învățământ, din păcate. Sunt pro și profesori, și învățători, și medici, și asistente, și orice. Însă, 80% dintre profesorii care activează astăzi în învățământ nu merită. În special cei nou veniți, care sunt intrați cu note de 7, de 8 în sistem și vor mărire de salariu în mod egal cu profesorii eminenți, care, atenție, au fost singurii care au apelat la mine în mascaradă să ajut să se deschidă școlile. Da, în rest... A fost unul dintre mari promotori. Și s-au și deschis. În regim de after school, nu contează cum. Niciun profesor aproape din ăștia care urlă acum nu au venit la școală. Ne îmbolnăvim! Au, bau! Vă îmbolnăviți? Dar în metrou cum se stătea? Dar la Parlament cum se stătea și nu se îmbolnăvea nimeni? Dar în alte situații cum se stătea? Nu! Voi nu ați vrut să veniți. Vreau să anunț populația României. Anunț. Că oficial, atenție, oficial, atenție, deci vreau PSD-ii să înțeleagă că eu nu sunt de acord să se mărească salariile egal la toți profesorii. Punct. Am închis. O să faceți, ca asta faceți de 30 de ani. Cum faci sistem diferențiat, Dana? Pe ce criterii? Imediat ți le spun. Te rog. 1. Nota. Faptul că eu intru cu 10 la facultate nu înseamnă că toată facultatea voi fi eminent. Nu mă interesează pe mine. Tu, ca profesor, în momentul în care îți dai examenul, aia este nota despre ceea ce tu știi. A, la momentul intrăm respectiv pe pedagogie acum? Da. Păi ce să facem? Haide să ne întoarcem aici la domnul Iohannis. Alo, salut!
Bună ziua, domnul președinte. Nu știu unde sunteți. Că Islanda. Sunteți în Islanda, de unde ne spuneți nouă că e bine că au ieșit profesorii în stradă. Păi de ce nu i-ați ajutat dumneavoastră? Cu domnul Orban, cu domnul Câțu, cu toate guvernele... România pe educată. Guvernele dumneavoastră, că ăla era guvernul meu, pe care le-ați avut. România educată. De ce nu i-ați ajutat dumneavoastră cu măriri de salarii? De ce nu i-ați scos în stradă tot dumneavoastră și i-ați spus, hai, vedeți, mă, ieșiți în stradă acum când suntem noi PNL-ul, ca să vă dăm noi la salariu cât vreți. De ce îi trimiteți acum în stradă, ca să le dea PSD-ul? Le-a dat tot timpul, oricum. Dar asta ce e, mișcare anti-Ciolacu sau anti-rotativă? Este anti-rotativă și anti-Ciolacu implicit, normal. Este pe față, cum? Păi de ieri, la un alt post de televiziune, a venit acest domn lider sindical, am învățat cum îl cheamă Nistor, că domnul nu știam... Domnul Nistor, da, așa, care a vorbit... Deci, care a fost o lungă perioadă de vreme extrem de tăcut. Da, intervenția dânsului a fost despre Ciolacu. El s-a întâlnit cu Ciolacu, a făcut Ciolacu, Ciolacu a refuzat, Ciolacu, PSD-ul, cine e ministrul muncii, cine... Domnul Nistor, foarte bine, dar cine a fost la conducerea acestei țări ultimele trei guverne, punct. De ce n-ați ieșit în stradă? A, era pandemie. Nu, bine, de ce n-ați ieșit după? De ce n-ați ieșit în 2022? Tot PSD-ul era. De ce n-ați ieșit în 2022? Păi dacă rotativa e acum. Toate acestea sunt niște harneli, ok? Dar să revenim la dumneavoastră, domn profesori, care urlați astăzi și care în secunda în care școlile au fost deschise în sistem de after school, aia a fost găselnița ca să trece prin mascarada asta și să ne salvăm copiii. Ați stat acasă. N-ați făcut școală deloc, ați mestecat în sarmale și după aceea vă întorceați la ecran. Scria, ai scris, Georgel, Costel, erau, vă dați seama, 23 de copii online, o aberație de nedescris, da? Asta a făcut Anisie, asta au făcut toți miniștrii PNL. Ok? Atenție, domnul Nistor spune ieri, citez, că nu știu, mi se pare că domnul meu nu e atent. Nu ține de ministrul educației, adică de DECA, al lui Iohannis. Păi de cine ține? Păi, scuțați-mă, atunci haideți să comasăm ministerele. Ziceți-mi educația unde cu să finanțele. Păi ok, de educația cu finanțele, da? Ați avut educația cu finanțele din 2019. Ați mai avut educația și finanțele în toate guvernările PNL sau de dreapta. Nu pot să vă recit din memorie, dar vă spun, în guvernul Ponta, în guvernul Năstase, în guvernul Dăncilă, da? Au crescut salariile profesorilor cel mai mult. Cum procedăm? Asta se întâmplă și acum. Ăștia așteaptă să le dea PSD-ul, ați înțeles? Deci este electoral totul. Nu că s-au trezit acum profesorii, nu mai suportă. Ce nu mai suportați? Ce nu mai suportați, mă? Dar și o întrebare, anul trecut erau salariile mai mari la profesori? Păi nu, asta întreb, de ce nu ieșim în 2022? S-au descurcat anul trecut, dar am vrut să fac o... Păi nu, că a venit inflația mare. Pe profesorul nu interesează inflația, că vă dau eu acum o cifră de, că de jos. De ce să nu interesează? Te arde la buzunar, Dan. Bă, totul s-a scumpit infernal. Iohannis, din ce și-a luat 6 case? Hai, mă. Din ce și-a luat? Încă mai stăm în prosteala aia. Din meditații? Din meditații, okay. N-ai auzit? Nefiscalizate, că așa era vremea. Atenție, păi nefiscalizate sunt și acum. Deci, oficial, adică oficial mai mulțiți cu 10. Deci oficial, adică ce s-a putut monitoriza, da? Sau din declarații? 300 de milioane de euro pe an încasează profesorii din meditații. Bun, stai un pic, Dana. Netaxabil. Da. Eu sunt de acord. Nu, stai un pic. Înțeles. Și eu sunt de acord. Și eu sunt de acord. Dar încasează. Nu sunt de acord cu șantajul care se practică în foarte multe clase. Încasează ăia. Să facă copii meditații cu profesorii. A căror materie constituie un obiect de interes, ca să spunem, da. Ori pentru BAC, ori pentru facultate, ori pentru dracu-loc. Dar nu, sunt o grămadă de profesori. Ești, ai rămas în urmă. Câți ani are fiul tău? Face 26 ani. Ești în urmă de mult. Ești în urmă, se face meditații la orice acum că nu treci. Na, ai rămas de mult în urmă. La biologie, la geografie. Cum să nu? Păi nu treci. Cum? Nu treci. Punct. Cum nu să faci? La lucru manual. Eu sunt dirigintă de istorie. Să mai face lucru manual la școală? Păi nu să mai facem nimic la școală, practic. La școală să stă cu telefonul. Că eram curios dacă să facem meditații și la lucru manual. Atenție. Eu sunt pro. Să le crească nu, salarii. Da, stai un pic, doar celor care merită. Pro sistemului de meditație. Și bănesc că și al sistemului de meditație. Ești pro, da? Cum să sunt pro? Că păi bun, dar stai un pic, da, dar nu pe constrângere. Nu sunt al sistemului, a sistemului de meditație de pe șantaj. Exact. Nu pe constrângere. Păi 80% așa e. 20% sunt profesori eminenți la care te duci, într-adevăr, să te perfecționezi, să evoluezi, etc. Că și noi am trecut prin școală, păi tu făceai meditații, nu vreau să vă seara? Păi, făceam. Hai mă, ne luam notele și treceam mai departe. Dar profesorul nu mai face nimic la clasă, în majoritate, adică sincer. Da, sunt de acord să vă mărească salariile cum? Pe performanță. Ce clase aveți, mă?
Cum să faci? Cum să cuantifică performanța aia, Dana? Cum să cuantifică 100 de ani și în ziua de azi? Da, îți spun imediat. Cum? Sunt clase excepționale în toate liceele. Atenție, și în liceele mai... Bineînțeles. Acolo cum se poate face carte? Îți spun eu. Pentru că eu am stat de vorbă cu un mare profesor de matematică. Numărul de medii peste 7 la bac, numărul de admiși la facultate, în ce numeri performanța asta? Cum o cuantifici? Cum? Păi, bineînțeles, păi eu îmi predau copilul la școală și tu mi-educi copilul academic și nu numai. Nu se mai întâmplă asta. Păi nu, stai un pic, eu am făcut un liceu, acum mă rog, îi zice colegiul cu păcatele mele, zice de provincie, da? Da. Pe vremea aia se chema liceu industrial Sinaia, că trebuia să fie toate industriale. Și era unicul, da? Din clasa mea de 36 de cetățeni cât am absolvit, am impresia că vreo 30 au intrat în prima la facultate, pe vremea când erau mulți pe loc, ca să ne înțelegem foarte bine, și restul de 6 pe traseu, adică nu... Da, se făcea școală, Victor. Da? Păi atunci, iartă-mă, profesorii pe care am avut noi ar fi trebuit plătiți acum un aur, nu? Firesc. Și există profesori exact cum am avut noi și azi? Mulți? Eu am vorbit cu ei. Ani de zile, acești 2 ani jumate eu am vorbit cu absolut toți profesorii. Eu, deci gândiți-vă atât, profesorii universitari, da? Rectori de universități care n-au primit studenții la ore nici după ce s-a ridicat. Stai mă un pic, care au dat afară studenții din cămin. Eu trebuie să le dau bani în plus? Stați așa puțin, stați un pic să vorbim. Și v-am amintit un lucru. Nu? Noi am intrat la facultate cu examen, ca să înțelegem foarte bine. Da, o cretinătate de nedescris asta. Nu cu dosar cu șină. Nu, cu examen. Deci nu se mai dă examen la facultate. Că cum de ce? Păi și așa nu poți să le umple. La clasă. Dana, câte facultăți sunt astăzi? Câte universități sunt astăzi? Păcatele mele. După Revoluție, tu știi că... Hai că știi Sinaia. Da. Păi tu știi că era să făcuse facultate pe cumpătul? Te referi privată. Pe crucea mea, dacă... Da! Toate astea trebuie umplute, Dana. Noi nu avem toate astea trebuie finanțate. Noi nu avem timp să discutăm cum să vă spun, acest subiect așa cum ar trebui. Când bine, stăm într-o zi până dimineață ca Dan Diaconescu. Da, nu este nicio... Și cu alți invitați în studio, extrem de pricepuți, ca să vedeți că acest sistem are aceste hibe imense foarte mult și din cauza profesorilor. Tu nu poți veni la clasă. Am început o paranteză și n-am terminat-o, domnul Iohannis. Ne scuzați că vă deranjăm în Islanda. Să știți că e foarte frumos, nu știu dacă v-ați învârtit pe unde trebuie pe acolo, dar vă mai povestesc. Deci, eu am deschis o paranteză, că ați vorbit despre România Educat. De ce închideți liceele pedagogice? Deci, regimul de dreapta închide liceele pedagogice. Păi, astea sunt formatoare. Pentru că și ieri s-a sărit în urlete... Că cum, domne, că poate să fie un profesor de 8 la care să aibă talent pedagogic și un profesor de 10 care nu are talent pedagogic? Păi nu. Un profesor, în momentul în care își dă toate examenele, el trece prin toate aceste discipline, inclusiv pedagogia. E firesc, pentru că e profesor, da? Nu e un om de știință care stă la el în laborator și se închide acolo. Este profesor. Firește, intervine profesorul cu har, profesorul fără har, etc. Da. Asta am avut cu toții, e normal. Dar cu toții am trecut printr-o școală pe care am respectat-o datorită profesorilor. Păi și dacă ți-era frică? Păi și dacă o făceai doar din respect? Te duceai la școală pentru că profesorul era acolo la catedră și îți impunea acea distanță care te făcea să înveți. Cât puteai tu? Erai de 5, erai de 8, erai de 10. Dar respectai școala. Astăzi, directorii de școli, care sunt profesori, nu au și nu aplică niciun fel de regulament în școli. În școli este Maidan, este club. Păi stați un pic, voi vreți salarii? Păi cum adică dacă elevii mi intră mie cu cuțite în școală, voi vreți salarii? Păi voi sunteți directorii de școli. Ce salarii? În școlile în care drogurile sunt pe bănci? Salarii? Pentru ce? Că eu îmi trimit copilul la școală și îl atrage pe bancă. Păi și ala ce vrei să facă? Să facă miliție? Cum? Normal? Păi dar are statul miliție. Ți se pare că o folosește? Ce miliție, măi? Statul. Păi ce treabă are miliția? Tu o chemi la școală când ai un caz X. Se cheamă miliția la școală? Stai un pic să vorbim. Nu! Tu la școală ai camere de la vedere. Nu, că trebuie să cerem acordul părinților, nu trebuie să cerem niciun acord. Nu e adevărat. O instituție publică, pun camere unde vreau, în afară de WC-ul. Punct. Eu am camere de la vedere. Eu confisc telefoanele la intrarea în școală. Copilul trebuie să stea concentrat la ore. Unde este copilul? Că ai vers pe pereți? Doi, eu am închis poarta școlii și am pasnic la școală.
Hai mă, și noi am avut paznic la școală. Încarci noi... drepturile fundamentale ale copilului. Care drepturi? S-a de a sta cu ochii în telefon și de a pleca când vrea el de unde școală și de a veni când vrea el de școală. Unde scrie drepturile fundamentale? Declarația Universală a Drepturilor Copilului. Să stea cu ochii în telefon? Da. Unde scrie asta? Arată-mi, te rog frumos. Te dă în judecată pentru discriminare. Ce discriminare? Că n-ai că-l discriminezi. Asta e regula în școală, asta mai dăm, dacă nu vreți. Avem pârghii de a face acest sistem simplu, curat, uniforme. De ce nu avem? De ce? Ca să creeze diferențele astea între copii și găști, etc., și bullying, etc. Păi când suntem toți în aceeași uniformă, ce bullying să fie, mă? Poate așa am învățat bullying. Care are 10, care are 9? Nu. Ieșiți în stradă și cereți salarii? Ați rezolvat lista asta de probleme? Nu. Atât cât puteți. Până la jumate. Până la jumate, de la jumate încolo trebuie să vină părinții. N-au venit părinții, îi dai copilul afară din școală? Da? Dacă părintele nu și-a făcut 50% din treabă, îl dai afară? Un avertisment, două, l-ai dat afară? Iar de la 50% încolo, când eu am predat copilul la școală, școala mie mi-oferă asta. Adică nimic, mă, nimic trebuie să-mi ofere ca să fie bine. Nimic. Securitatea copilului să ia naiba telefonul din mână și să-l facă atent la ore. Profesorul. Să-l farmece. Noi aveam copii în clasă care, mă rog, erau la real și erau umaniști. Bă, era. Bă, profesorul nu era niciodată dușmănos. Vino, mă, încoace. Tu ce, unde vrei, stai la litere. Bă, nene, trebuie să trecem și la mate, că aia ce să facem, da? Adică, ține avem de și un bac de dat? Cum să nu? Și ceilalți colegi ajutau, nu contează cum era, dar era bine. Nu există poți ce se întâmplă la nostalgică. Noi. Dar nu există la... Noi nu sunt nostalgică. Eu vorbesc despre niște măsuri la îndemâna oricui. Oricui. Astăzi. Gratis. Astăzi niște măsuri gratis. Păi, domnul Burdojea, haideți să facem, că dumneavoastră sunteți cu Ion, nu știu unde mă uit, acolo. Cu Ion, cu da? Digitalizare. Cu digitalizare. Stai un pic, stai, așteaptă un pic. Avem fonduri de la UE pe digitalizare? Deci, grămadă. Grămadă. Uitați, putem să punem aceste sisteme de supraveghere în școli. Păi mai mișcă cineva în clasă, ori profesor, ori elev, dacă are cameră în clasă de luat vederi, că atunci se știe adevărul. Bă, stă profesora cu picioarele pe catedră și nu predă? Nu. Nu și-a făcut lecția asta și vă spune conspectați sau vă pune un film pe tablă? Nu. De ce? Păi e camera acolo, da? Elevii vin cu cuțite în clasă și spun, este nu. Că mai vin. Păi nu, nu mai vin. Eu asta spun. Și tu faci zici acest... că dacă bagă cameră, nu lasă la șuriu acasă? De cum să nu? Dar el nu are cum să intre cu niciun șuriu în școală, pentru că tu ai paznic. Și este un caz la un milion. Ai paznicul. Bă, ai intrat la școală, tu ai încuiat ușa la 8:30. Ai încuiat ușa de la școală. Copiii sunt în pauză, ies afară în ore. Ții minte că avem și elevi de serviciu, da? Da. Ok, în ore... Stai în clasă. Ai văzut pe unul pe culoar? Ce faci, mă? Treci în clasă. Cum era și înainte? Simplu. Bă, stăteai acolo în oră. Bă, și dacă erai ultima pramatie, tu acolo 50 de minute, tu auzeai limba română, matematică, engleză, biologie. Bă, învățai care câinele patru picioare, mă. Bă, ultima pramatie dacă erai. Tu n-aveai ce să faci, că nu puteai să te astupi urechile. Tu erai acolo, în colectiv, în clasă. Câteodată, nu știu, îți mai plăcea o fată, vrei să-i arăți că nu ești chiar ultimul prost. Mai luai un 6. Mă, pentru oricine există o șansă. Dacă există implicare. Ai ieșit în stradă și lăsați pe ăștia mici înainte de examene cum i-ați lăsat 2 ani de zile? Ieșiți-mă în stradă. Eu nu sunt de acord să se dea niciun ban. Până nu se demonstrează că părinții vin până la 50% sunt de acord cu părinții, dacă nu îi dai copilul afară din școală direct, și de la 50% încolo profesorii își fac datoria. Vreau și eu să văd. Voi ați văzut vreodată profesorii ieșind și spunând, noi ne-am gândit așa, uitați, ne-am strâns aici la sindicat și știți ce ne-am gândit noi, mă? Noi ne-am gândit să... Uitați să ajutăm așa să mai rezolvăm din problemele astea din școli. De exemplu, noi ne-am gândit cum să rezolvăm noi problema X. Asta, cu violența, cu aia, cu nu știu cum să stimulăm copiii. Voi ați văzut așa ceva? Eu nu m-am zis niciodată. Bă, comunică și de la sindicat ceva. Bă, s-au întâlnit ei într-o zi și au gândit ei o formulă, uite, s-au gândit așa cu mai mult. Niciodată n-auzi asta. Auzi, nu mai vreau salariu. Atenție! Păi, toată lumea vrea salariu. Toată lumea vrea salariu. Ce dai în schimb? Ia cere în China, mă, salariu. Păi da, dar China e o societate închisă, cum ar zice domnul Soros. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți, numărul 1 lume. Nu e nicio societate închisă, au 2 miliarde așa să acționează. Deci, cere în China salariu. Păi vezi că dacă n-ai dat tot din tine, nu există. Punct. Că nu se poate altfel. Repet, profesori eminenți, cum sunt medici excepționali. În toate domeniile avem oameni excepționali. Acei oameni niciodată nu devin ultrași ai categoriei din care fac parte. De ce? Pentru că fac meseria asta de drag. Pentru că o fac de dimineață până seara. Tu ai avut aici un exemplu, domnul Beuran.
Cum? E greu să faci meseria cu drag cu dinaintea goală, îmi pare rău. Cu ce? Cu dinaintea goală. Cu dinaintea goală care? Ia explicăm tu. Păi care este media salariului profesorului în România? Nu știu, ăștia să plâncă au 2600 la debut. La debut? Da. La debut? La debut? Ok, foarte bine, eu sunt de acord, atest. Stai-mă un pic! Nu prea se poate trăi cu 2600. Nu se poate trăi cu 2600, de acord să le mărească la debut. Atenție, la debut, dar nu la toți, la debut. Că tu dacă ai 7 la debut, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Eu nu pot să-mi duc copilul la școală, care va trebui să ia 10 ca să intre la Sava cu un profesor de 7. Nu poți să ai numai profesor de 10. Nu! Nici salarii de 10. Nu poți să am la toți. Că așa e. Să plătește performanța. Să plătește performanța, dar la noi să plătește și sistemul ăsta egalitarist, pe care, iartă-mă, n-ai tu cum să-l reformezi nici eu, nici nimeni ba în da, țara asta. Dacă se poate reforma. Nu e adevărat. Zici tu? Stați așa. Dar cum să nu? Se poate reforma și cu răbdare. Cum să? Păi stați un pic. Ba da, se poate reforma. Știți cum? Cum? Fix cum toate guvernele la rând au dat 70.000 de derogări pe pensii. De-au ajuns toate pensiile speciale. Uite, tot așa cu derogări, se poate reforma și legea salarizării. Tot cu derogări. Uite așa, încet, 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 de la an la an, de la lună la lună. Aveți răbdare, tată. Haideți să facem o lege a salarizării care, într-adevăr, să răsplătească performanța. Atenție, performanța. Sunt profesor, repet. Excepțional. Excepțional. Îi știu. Sunt profesori care au ținut copiii, îi chemau și în parc, în mizeria aia de perioadă prin care am trecut. Câți sunt, Ana? Foarte puțini! Foarte puțini, asta vă explic, foarte puțini. Dar care, cum să vă spun, au vrut să facă meseria asta. Da, dau și meditații. Doamne ferește, foarte bine, foarte bine, un venit în plus, foarte bine. Nu este, adică nu spune nimeni să nu. Și medicii merg și la clinice private, foarte bine, doamne ferește. Da, dar ideal ar fi să nu-și peștească clienții de la stat să-i trimite la clinicile private. Asta este cu totul altă, asta este cu totul altă abordare și ține de medic. Cum sunt și profesorii care le explică părinților că, știți ce, facem 10-20 de ore de meditații și trece. Este același specimen. Da. Specimenul ăsta eu nu vreau să-l plătesc în plus. Eu vreau să plătesc în plus. Exact. Medici, profesori, ingineri, nu știu, alte categorii care sunt largi și sunt plătite de stat. Eu vreau să le plătesc foarte bine. Conform performanței. De ce? Pentru că astfel o să vedeți că performanța va crește. E simplu. Uite, mă uit la tine acum și risc să devin ultimul mărmuțoi de televizor care intră în depresie. Până acum n-am reușit să intru în depresie, dar acum e momentul. Păi de ce să intri în depresie? Ca să fiu și eu în rând cu lume. A, să fii în rând cu lume pe depresie? Păi profesorii contribuie la asta enorm. La starea de depresie a elevilor. De ce? Pentru că tu la școală nu-mi oferi mie ca elev acel mediu în care eu să vreau să evadez. Să vin acolo, poate eu vin într-un mediu destabilizat acasă, whatever. Da. Asta e una, dar ce vorbim noi altceva. Da, da. Și ce spui tu. Păi vreau să ajungem dar eu ajung la școală și sunt mii de elevi pentru care școala este o evadare, este un rai pe pământ. Mii de elevi care ar da orice, știți cum, să nu mai plece din școală. Știți, să rămână acolo cu un anumit profesor, să citească, să scrie, să învețe. Dar asta este astăzi, școala nu mai oferă această oază. Da. Poți să-mi explici cu depresia? Așa, da, cu cuvintele tale așa mai pe înțelesul meu că-s băiat de la țară. Cum? Și aici nu mă refer la, hai să spunem, maladie, nici măcar nu e maladie, habar n-am ce e. Pleznește așa în șir aproape toată lumea care ajunge la un anume nivel de notorietate. Eu acum am văzut pe ecranul din spate, dar mă scuzați. Da, te uiți pe ecranul din spate la Morodan, care s-a înfășat asta de depresie până când a combinat alcoolul cu nefolositoarele și a ajuns unde a ajuns. Da, hai să stăm în Morodan. Băi, pe mine a început deja să mă obosească fenomenul ăsta. A devenit depresia asta mai contagioasă decât COVID-ul. Da, este noua pandemie, am spus. Este noua pandemie, este N-apucă impusă. Unul să facă doi pași spre celebritate că îl plezdește depresia. Și atunci are scuză să facă orice, că a fost în depresie. În curând va fi... Iartă-mă, în principiu când vrei. Păi când chestia asta de persoană care publicul a mitraliat nu știu câți copii în Statele Unite și care era
Transbans Fans, a ajuns să facă asta pentru că nu a acceptat societatea. Asta a fost reacția progresiștilor. Ați mai pomenit așa ceva? Adică și copilul ăla care a mierlit o jumătate de școală în Serbia, nici până nu l-a acceptat societatea? Nu, acela avea părinții divorțați și mergea la tir cu tasul de la 10 ani. Așa. Și iată. Și era bullied la școală. Băi, tata, dar cum îi lovește pe ăștia? Repet, necontestând fenomenul medical în sine. Dumnezeule, e o boală și au zis alții mai deștepți decât mine în domeniu că e o boală, da? Dar boala asta tinde să devină contagioasă. Este o boală care necesită, este este o boală care necesită tratament medicamentos, da? Și este o boală. O stare care? Și este o stare extrem, extrem de promovată de idolii sau starletele sau etc. ai acestor tineri. Întrebarea e de ce? Ca să vândă aceste medicamente. Sau cum ar spune domnul Petre Roman în vremurile lui de glorie de odinioară, pentru ce sau pentru cât, mă rog, zicea CTP-ul despre noi domnul suntem, Roman. Stai un pic, deci toată povestea asta tinde să se transforme într-o industrie în care unii să dau depresivi. Da, este transformată. Și chestia asta să ia așa prin spori și toată lumea. În state toată lumea e depresivă. Cum? În state oricine e pe Valium. Ăla e așa, cel mai... Cum? Oricine. Dar este scandalul imens al opioidelor, l-am mai spus la tine. Cum? Da. 400.000 de morți și tot așa. Da, cum? Pentru asta ai făcut. Asta e noua pandemie. Păi ce să mai iei? O să facă și vaccin. Vaccin antidepresiv? Păi cum? Bă, dar repet, tu când te faci... O să fac orice. Dar ca să devii celebritate, mai mare, mai mică, mă rog, cât te duce pe tine caroseria, da? În primul rând trebuie să-ți dorești. Nu, în primul rând, da, trebuie dacă să-ți dorești. Nu, păi nu, plecând de la asta, dacă tu nu-ți dorești despre să fii celebru... Stai un pic, poți fi celebru la tine pe scară, poți să fii celebru la nivel de județ, de națiune, așa, de Europa și de univers, așa, da? Toată omenirea, cum ar zice regele nostru. Și vreau să ajung celebru, da? Ca să deci, fiu celebru și să fac bani. Bun, eu vreau să fiu celebru, da? Da. Dacă mi iese o bucată de celebritate, în primul rând ar trebui să fiu happy. Că mi-a ieșit. Deveni celebru. Dar tu ești de ce trebuie să o dau în partea înaltă? Eu nu o dau, păi eu o dau pe bani. Hai mă, toată lumea o dă pe bani? Toată lumea care vorbește astăzi de depresie? Da. Starletele, adică? Da, da, da. 100% de la Dar niciunul nu poate fi depresiv natural? Păi cum, stați un pic. Nu știu, mă, păi imediat vă dau un exemplu. Deci tu ești în depresie, da? Așa. În primul rând că toate starletele astea ar trebui amendate de toate aceste foruri care amendează pe bandă rulantă, doar că, nu că mă ard pe mine. La televizor, ar trebui amendate pe bandă rulantă și interzise. De ce? De ce? Păi, vă spun eu de ce. Păi tu ești în depresie, așa spui la televizor, da? Da. Și spui, sunt în depresie, au, bau, mi-a murit câinele, nu știu. Și am intrat în depresie și nu mi-a mai revenit. Mama m-a făcut proastă când eram mică și alte prostii. Da. Mai puneți mâna pe mop, că vă trece. Deci, în același timp și concomitent, tu, starletă, îmi explici despre... Ce trebuie să fac ca să-mi fie bine? Păi ori ți-e bine, ori ești în depresie. Ce trebuie să mănânc ca să-mi fie bine? Cum ești tu fericit în vacanță în Maldive? Și acum ești nu știu unde pe lună. Și acum te dai cu nu știu ce cremă și după aia sunt în depresie. Și după aia... Stai puțin. Păi dacă ești în depresie, gen, internet. Te pupăm. Că aia până păi, bagă, bine, păi, ia sunt un sistem. Acolo e un sistem care funcționează țiplă. Împreună cu depresia și împreună cu tot. Păi îi bagă frumos 6 luni mai o zi de ei. Unde a fost? La dezintoxicare. Unde a fost? La reabilitare. Unde a fost? Bine, face parte din joc. La retreat. La whatever. Îi bagă acolo și la revedere. Mie îmi place. Da, eu știu exact că asta e treaba. Ok? Tu nu-mi vii aici. Cum stă? Acum să medităm. Ce? Ce să medităm? Cum? Păi cum? Păi ieri mi-ai spus că tu ești în depresie și că e nu știu ce scobutil de depresie. Habar n-am. Nu e scobutil, dar am zis doar. Da, mă rog. Da? A doua zi îmi recomanzi ce să iau să fiu fericit. A treia zi ce să mănânc. A patra zi cu ce să mă îmbrac. A cincea zi... Stai un pic. Păi tu nu ai nicio depresie. Păi în depresie oamenii care sunt într-adevăr în această stare, mă rog, păi sunt inerți. Nu e adevărat. Depresia este ceva ascuns, nici nu-ți dai seama. Tu te uiți la el și el nici nu-ți dai seama și el, pac, se sinucide. Astea sunt fabulații, tocmai pentru ca toți să credeți că orice fel de nefericire, frustrare aveți voi, că, nu știu, vă înșală ăla, că nu e ok la job, că sunteți grase, că etc., să fie o justificare a stării pe care o aveți. Și atunci e depresie. N-ai nimic, nu. Nu, tu te minți și înseamnă că ai depresie. N-ai nicio depresie, te minți.
te minți. Că ești slabă, că te iubește ăla și bun, că îți place la job. Punct. Trebuie să existe și oameni depresivi. Iartă-mă că nu poți să inventezi un fenomen. Da, și asta este o bătaie de joc față de oamenii bolnavi psihici, exact. Într-adevăr. Adică stați așa puțin. Păi da. Da. Cum să nu? La asta mă refer. Doar că... Nu poți să pui anatema și asupra celor afectați de adevăratele. Scopul acestei mișcări este tocmai acest plan groaznic început, repet, acum 15 ani, că aproape 20 chiar. Da, ca la noi, noutățile ajung mai târziu. Da, la noi au ajuns după 15 ani, asta este. Păi i-a și condamnat, le-a și luat miliardele, i-a și despăgubit... etc. Și cu noi am rămas în inerția asta, adică am rămas. Facem și noi. Știți ce se întâmplă? Bă, la noi a venit revoluția mai târziu și noi acum am ajuns la asta și noi trebuie să o facem acum. Este despre medicamente, este despre a ne ține pe toți, nu legume, da? Inerți. Este despre control. Suntem 7 miliarde, măcar 1 miliard să fim legume. Și mănâncă cineva bine după urma miliardului de legume? Mănâncă, nu? Cine a mâncat și după înțepat. Și o să mănânce în continuare. Știi? Dar este public, adică ce spun eu, doar nu se vrea să observa. Nu că nu există. Este public și este clar și este și anunțat de către forurile competente că traversăm această perioadă în care suntem... Deci, Doamne ferește! Boala secolului. Da, boala secolului, na, avem boala secolului. Ia, păi da, pleacă, te gândești că abia a început secolul ăsta? Tu cunoști pe cineva care muncește într-adevăr, care trage acolo, pe colegul de aici. Cunoști tu pe cineva care este în depresie? Bun, care am mai fost dat exemplul ăsta cu ea de la țară și cu hamalii din port care n-au timp să fie depresiv. Păi când? Când, mă? Când? 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 Că tu trebuie să stai în fața unui ecran și să zici, deci acum eu sunt în depresie. Și acum eu să... Cred că răspunsul la întrebarea ta când e să-l dăm împreună în ediția viitoare a emisiunii astea, dacă nu ne interzică ăștia, Dumnezeule, și dacă nu ne-a amenzi. Mulțumesc mult că ai fost alături de mine în seara asta și de telespectatorii noștri. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ați fost cu noi și vă las cu Marius Niță. Te salut, Marius. Bună seara, imediat vă aștept la ediția specială a știrilor. E dezastru în urma inundațiilor apocaliptice. Victime înnecate în propriile case, apele au năvălit peste ei. Oameni căutați de salvatori în Puhoaie. Avem o transmisiune exclusivă din mijlocul prăpădului. Venim cu noi dezvăluiri și despre incidentul lui Harry și Meghan, pe cine au încercat să protejeze de paparații pe străzi. Tragedie pe calea ferată, o femeie a fost pulberată de tren și ea închetă de amploare după ce un preot a fost găsit în după petrecere. Negocieri cruciale ale ministrului muncii pentru pensii. Ce decizii s-au luat la Bruxelles? Vor acorda o majorare anul acesta? Grevele paralizează România, mega proteste în domenii cheie. Vă spunem cine se află și se alătură profesorilor. Vorbim și despre înarmarea României, cea mai mare achiziție de tehnică militară. Aflați dintr-o transmisiune exclusivă de la Madrid câți bani dăm pe armament și decizie în cazul Biancai Drăgușanu după ce au umilit femeile. Vă aștept și cu restul știrilor imediat.